considerare o carantinare a județelor. Ministrul a precizat că autoritățile se vor gândi la această variantă doar în cazul în care va exista o transmitere comunitară accentuată a virusului într-o localitate sau într-un cartier. În acest moment nu luăm în considerare o carantinare a județelor. Fiecare caz este evaluat particular, fiecare direcție de sănătate publică din județul respectiv evaluează prin anchete epidemiologice atât cazul confirmat cât și contactii direcți. Acolo unde există focare, aceste focare sunt identificate, sunt izolate, sunt internați pentru tratament cei care sunt pozitivi. În condițiile în care vor exista într-adevăr o transmitere comunitară accentuată într-o localitate, într-un cartier, ne gândim și la posibilitatea unei carantinări. Nu este cazul în acest moment. Declarațiile ministrului vin după ce în spațiul public s-au vehiculat informații potrivit cărora județul Brașov, dar și Constanța, ar putea fi puse în carantină din cauza răspândirii agresive a COVID-19. Nelu Tătaru a mai adăugat că avem o scădere a numărului de infectări cu coronavirus în comparație cu zilele precedente, motiv pentru care autoritățile consideră că în acest moment epidemia este controlată.